Crezi că e ușor să fii bogat? Crezi că e ușor să fii antreprenor? Crezi că e ușor să nu faci nimic? Crezi că e ușor să îți vină bani și să nu faci nimic altceva? Crezi că e ușor să fii sărac? Nu. No. Absolut nimic, indiferent ce vei face, nu va fi ușor. Absolut nimic din ceea ce alegi să faci nu va fi ușor. Când ești sărac, când nu ai bani, când ai lipsuri, nu-ți permiți vacanțe, nu-ți permiți o mașină, nu-ți permiți haine de calitate, nu-ți permiți un telefon nou de calitate, nu-ți permiți servicii medicale de calitate, nu-ți permiți mai nimic. Te limitezi inclusiv la mâncare, te limitezi la orice. O să te duci prin magazine și o să vezi lucruri scumpe, lucruri faine pe care ți le dorești și o să-ți pui în cap bă, eu nu mi le -mi permit, n-am bani de ceea ce văd aici. Dar nu te gândești și că sunt oameni care probabil că și le permit. Sunt foarte mulți oameni care își permit să cumpere tot molul, dacă vor. Pentru orice produs există un client, indiferent de scump, cât de scump ar fi. Fie că alegi să fii mic, fie că alegi să fii mare, să fii avut, să fii un antreprenor de succes, indiferent cum o dai, va fi greu. Majoritatea celor care nu au bani își imaginează că viața lor ar fi pff, lux și se rezolvă toate problemele dacă ar avea mai mulți bani. Pe de o parte ajută și vei avea o viață mai bună, dar pe de altă parte trebuie să și întreții. E și un citat care îmi place foarte mult. Success is rented and rent is due every day. Adică succesul se închiriază, nu l-ai permanent, și chiria se plătește în fiecare zi. N-ai plătit chiria pe ziua de astăzi, s-a dus succesul tău. E cel mai greu să întreții pentru că te duci de jos, te duci un pic mai sus, te copleșește emoția, wow, am reușit și când te obișnuiești, te obișnuiești cu ideea, parcă nu mai e așa fan și e greu să întreții. Mulți ating succesul doar temporar, nu permanent. Ca să-l atingi permanent e nevoie de multă întreținere și multă planificare. Deci, nu e ușor. E și o vorbă mai veche, ce îmi place mie. Sărac e rău, bogat e greu. Dacă dai de o sumă de bani, ai reușit să faci ceva în afaceri și consideri că te-ai ajuns, nu se știe pentru cât timp. E foarte greu și foarte frustrant când începi să faci bani, că trebuie să protejezi banii ăia. Deci e greu. E greu sărac, e greu bogat, E greu, oricum o dai. Alegeți greul. Choose your hard. E greu să fii orice și oricine. E greu să fii paznic. Pentru mine ar fi extrem de greu să stau să mă prim prin primul noaptea 12 ore, 8 ore cât, cât e tura. E greu să dai la lopată. E greu să stai doar la birou, te doare spatele. E greu uh, să fii actor, chiar dacă pare ușor. Fac 11.000 de încercări, se duc, călătoresc. Trebuie să slăbească. Christian Bale a avut un rol în uh, The Machinist sau The Mechanic sau cum se numește. Nu, n-am văzut filmul, dar am văzut povestea. A slăbit foarte mult, controlat, mânca foarte puțin, a slăbit, era schelet ambulant, pentru a juca într-un film. Și-a dorit atât de mult rolul ăla încât a trebuit să slăbească, putea să moară, naibă, să se îmbolnăvească. Sacrificii. Sunt actori care, pentru a avea diverse roluri, cum este Hugh Jackman pentru Wolverine, sală, antrenamente, chestii, să fie în formă, sau băiatul la băiatul ăsta de acum noul rol Spider-Man, de a fost în ultimele filme cu Avengers, nu știu cum îl cheamă, a fost Tobey Maguire, Andrew Garfield și acum e altcineva. Ăsta nou, E gimnast de performanță, adică schemele alea de le face el, le face, dar el e, o face gimnastică de performanță de nu știu câți ani și e actor. Adică e greu, E greu să fii în locul lui. Pare ușor, a, să ajungi ăla, Spider-Man, ia, ia de euro, să ajungi ăla. E foarte greu. E foarte greu și nu se văd eforturile din spatele camerei. Nu se văd eforturile în general. Lumea privește doar vârful icebergului, nu privește și în jos baza lui. Când alegi să nu faci nimic, e, e greu și așa. Când alegi să faci mult mai multe să crești, devine la fel de greu, mult mai greu. E greu orice faci, deci orice alegi să faci, că stai la același job, că nu faci nimic, că te apuci de antreprenoriat, că te apuci să fii investitor, că devii persoană publică, că devii actor, că devii miliard, orice, orice, alegi să faci, devine greu. Imaginează pentru o secundă cum ar fi să fii milionar în euro și să te sie toată țara. Tot s-ar pe tine, mulți te reclamă, mulți te critică, mulți te invidiază, mulți care te cunosc te-ar da în cap pe stradă, numai așa de răutate din invidie. Tu ca să întreții tot ce ai trebuie să muncești, să ții oameni, oamenii te vor fura, statul te gâdilă cu taxe, mereu te încolțește, ești uh, expus. Așa, de multe ori, oamenii care au foarte multe lucruri, poate sunt bogați, de multe ori poate își doresc o viață simplă. Nu mai vor stres, nu mai vor cancan, nu, mai vor, nu le mai trebuie bani, nu le mai trebuie succes, nu le mai trebuie nimic. Și nu se mai pot întoarce. Deci, cu siguranță, sunt oameni care au foarte multe și poate și-ar dori o viață mai simplă, fără stres. Nu, mă, nu, nu mai văd, sau au săturat. Poți să faci asta, te mulți într-o altă țară, ți o vilă și la revedere, nu te mai știe nimeni. Cam așa se întâmplă. Omul, indiferent ce are, va râvni către ceva. E firea noastră. Dacă ne gândim cum era viața acum 100 de ani, acum 500 de ani, viața pe care o trăim noi acum este lux. Un om de rând acum trăiește o viață de lux în comparație cu viața ce se trăia acum 500 de ani. Dar cine se gândește la asta? Acum 500 de ani nu erau astfel de legi, nu erau, cum să zic, era, erau efectiv sclavi. Puteai fi un sclav, puteai fi bătut, bagiocorit, hărțuit, puteai fi bolnav de ceva, nu existau medicamente, puteai muri. Era simplu. Murai foarte ușor. Speranța de viață era mult mai mică. Teoretic, era mai sănătoși, practic, la prima răceală serioasă, virus nasol, Puteai să mori, pentru că nu aveai tratamente, nu aveai tehnologie, nu aveai nimic, nu existau atât de mulți antreprenori. Erau șefii care erau și atât, adică greu. Era mult mai greu ca acum. Un om de rând de acum versus un om de rând de atunci duce o viață de lux. Adică oamenii de atunci, nici șefii nu aveau viața pe care o au acum oameni de rând. Internet, baie, servicii medicale, mașină. Duci în diverse state, călătorești, mâncare bună, rețete, filme, dulciuri, nu știu, sunt tot felul de chestii pe care înainte nu, nu existau. Noi trăim o viață wow și avansăm tehnologic în fiecare zi și e, e greu, e, e greu oricum o dai. Dar noi ca oameni așa facem, când când ești sărac, visezi la ăla de are Lamborghini. Când ai Lamborghini, toți gârie toți, sunt invidioși, apar probleme. Parcă vrei în secunda aia să fii un om simplu, nu mai vrei nimic. Nu mai vrei stres, nu mai vrei bătăi de cap. Când le ai pe toate, îl învidezi pe ăla care poate e sănătos, poate e liber. Când ești liber, n-ai nimic, parcă vrei atenție, îl învidezi pe ăla care are multă atenție. Și tot așa, e un ciclu continuu de nemulțumire. Asta e firea umană. Nu înțelegeam expresia să te mulțumești cu ceea ce ai. Pe de-o parte, e bine să fii recunoscător pentru ceea ce ai acumulat și să nu devii... Nu, să nu intri în depresie că n-ai făcut nu știu ce, dar pe de altă parte să nu te oprești din a crește. Astea două trebuie puse în balanță. Pentru că poți să fii însetat de creștere și să intri în depresie că n-ai ajuns nu știu unde și nu te mulțumești cu ceea ce ai, dar poți să te mulțumești și prea mult cu ceea ce ai să te compari cu ăla de lângă tine și să oprească creșterea ta. Deci cumva sunt două capcane și în oricare din dintre capcane este greu. Este greu orice, e greu să înveți, e greu să mergi la muncă, e greu să crești, e greu să e greu să scazi, e greu să te menții, e greu să fii bogat, e greu să fii șofer, e greu să fii paznic, e greu să fii student, e greu să fii mamă, e greu să fii părinte, e greu să fii bolnav, e greu să fie orice, orice se întâmplă în jurul tău, orice îți dorești să faci, nu va fi ușor. Și să-ți stai degeaba, să te plictisești, devine deprimant, devine greu. Mulți poate își doresc o pauză, ba, am prea mult, vreau să stau, vreau să nu mai fac nimic. Cât timp crezi că poți să nu faci nimic? A eu n-aș putea să stau 24 de ore să nu fac nimic. Nu aș putea să stau 24 de ore pe scaun să nu fac nimic. Și în vacanță mă duc 3 zile, nu știu, nu pot să nu fac nimic. Tot mă uit pe mail, tot citesc ceva, tot, nu știu, trebuie să-mi stimulez mintea cu ceva. Nu pot să stau să nu fac nimic. Și poate pentru mulți asta e un vis să stea să nu facă nimic, să le intre bani, să mănânce, să bea, să doarmă, să nu facă nimic. Nu știu, eu, eu nu pot să funcționez așa. Și cred că oricine ar funcționa doar așa, să nu facă nimic, la un moment dat devin depresiv pentru că ți se ia câte grătare să faci, câte cocktailuri să bei, câte sticle de vin să bei, cu câte femei să stai, pentru ce la un moment dat te, te, saturi. Poate că mă înșel, poate că sunt oameni care nu se satură de așa ceva, ar, în continuu asta ar face. Habar n-am, eu unul nu aș putea. Indiferent ce vei să faci, nu va fi ușor. Sărac e greu, bogat e greu, student e greu, orice vrei să faci e greu, nimic nu vine ușor. Așa că Alege cu cap ceea ce vei să faci, pentru că indiferent ce vei face, va fi greu. Aștept mai jos părerile voastre, vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.